Grecia, Bulgaria și Serbia au semnat un acord în luna mai pentru a permite turiștilor din cele trei țări să călătorească fără a intra în izolare sau în carantină de la 1 iunie. România încă nu a luat o decizie, fapt ce a afectat agențiile care vând pachete turistice în țările vecine. Ne-a afectat destul de mult în existența acestui acord pentru că nicio persoană nu-și dorește să meargă în vacanță și să se întoarcă acasă și să stea în autoizolare timp de 14 zile. După ce au pierdut clienții care doreau să meargă în vacanțe în străinătate în lunile mai și iunie, piața de turism așteaptă acum un anunț oficial al autorităților cu noile măsuri ce vor intra în vigoare după 15 iunie. Consultanții din turism spun că prețurile pachetelor turistice nu s-au modificat în urma pandemiei. Prețurile au rămas aceleași. Hotelierii greci au avut un avantaj. În momentul în care a izbucnit pandemia, gradul de ocupare al hotelurilor și pensiunilor din Grecia era de peste 50%. Erau foarte multe rezervări făcute. Anul acesta s-a consumat foarte mult turismul, s-au făcut foarte multe rezervări pe early booking, cred că cele mai multe din ultimii ani, și Grecia a fost printre destinațiile preferate ale românilor. Grecia a înregistrat până acum aproximativ 3.000 de cazuri de infecții cu coronavirus și 179 de decese, în timp ce Bulgaria are aproximativ 2.600 de cazuri și 146 de decese. Autoritățile române spun că urmăresc situația epidemiologică din cele două țări, iar apoi vor lua o decizie în privința unui eventual acord cu țările vecine sau Grecia.